Bună seara, sunt Daniel Dinca, vă spun din nou bine, ne reîntâlnim la Veste Alert. Este ora 19 trecute fix, deci aici la TLM, televiziunea ta, vom aborda o nouă temă. Ca să nu lungim suspansul, invitatul din platoul TLM din această seară este nimeni altul decât prefectul județului Neamț, domnul Vlad Angheluță. Bună seara, bine ați venit, domnule prefect. Bună seara, domnule Vinca, bună seara, stimați telespectatori, bine v-am găsit. Ca de obicei, la 0756539876 primim SMS-urile noastre cu tarif normal, cu informații, opinii, întrebări pe tema emisiunii. Tema emisiunii în această seară este Prefectura Neamț cu ochii pe lege și fără de lege în administrație. Bineînțeles că nu vom rămâne, știu, doar în șablonul acestei teme, ci ca orice emisiune live, în direct, reală, vie, vom derapa și stânga-dreapta și pe alte subiecte care au legătură cu prefectura. Domnule prefect, haideți să încep cu o întrebare nebănuită. Sunteți după câteva zile de sărbătoare în zona Târgului Neamț, de unde sunteți, au fost zilele orașului Târgu Neamț, sâmbătă, duminică, luni, a fost ziua Comunei Agapi, a fost ziua Comunei Crăcoani, v-am văzut cam peste tot pe acolo. Nu a fost obositor? V-ați refăcut? Vine odată cu atribuțiile din fișa postului ca reprezentant al guvernului în teritoriu, este o datorie morală să fie alături de comunități în procesul ăsta normal de cunoaștere reciprocă. Încerc scuze că vă întrerup, tot spuneați dumneavoastră că este o emisiune live și ăsta e farmecul, să apară diverse chestii care trebuie reparate. Eu rog pe colegi să-mi aducă telefonul din birou pentru a putea citi SMS-urile care vin de la telespectatori. Vedeți, o mai comitem și noi, dar important e să îndreptăm lucrurile. Ne întoarcem spre acest periplu în zona Târgului Neamț, care a fost o zonă acum, a fost capitala județului din punct de vedere al manifestărilor social, culturale, de ce nu și de divertisment, la ce am văzut eu acolo. După cum v-am spus și la bine și la rău împreună, natura funcției mă obligă să-mi cunosc cât mai bine județul. Este o deosebită bucurie de fiecare dată când reușesc să-mi petrec timpul chiar în weekend, chiar în, să zicem, zilele mele libere, în mijlocul comunităților locale. Te încarci de energie pozitivă, toți mai uităm din necazurile de peste săptămână, ne aducem aminte cu siguranță și de vremurile mai puțin fericite pe care le-am trăit împreună. Am gestionat atât situații de criză acolo, conflicte de diverse naturi. Important este că acei oameni din comunitate trebuie să-și găsească o zi a comunei. Motivul este unul foarte simplu. Ziua respectivă a comunei pune în primul rând în valoare oamenii locului, pune în valoare talentele locului. Eu observ că pe măsură ce timpul trece, fiecare dintre edilii comunelor din județul Neamț sau așa orașelor din județul Neamț știu să-și organizeze mult mai bine aceste sărbători, reușesc cu succes să-și mobilizeze din puțină resursă și fonduri pentru a organiza aceste zile. Au fost o avalanșă de zile ale comunelor și a orașelor pe tot parcursul verii anului curent. August e luna sau în trecut, etala și aici cunoștințele de buni organizatori, contează foarte mult. Toată lumea, toate personalitățile care se perindă prin acea comună, toți artiștii invitați, duc mai departe un mesaj, duc mai departe o impresie și creionează altora o imagine despre un loc, un crâmpei din județul Neamț. În primul rând, asta este foarte important. Aș vrea să mai subliniez un lucru, faptul că se apelează de fiecare dată și la talente locale. Se promovează tradițiile locale, apar în față meșteșugarea ai locului, cei care pun în valoare, care duc ca un arc peste timp tot ce înseamnă meșteșug în zona Neamțului. Sunt bucățele, fragmente care puse împreună reușesc de fiecare dată să promoveze localități. O chestiune foarte interesantă care am văzut la Târgu Neamț și acum, dar și când a fost festivalul medieval, în locul tarabelor, nu judec pe nimeni, că până la urmă se câștigă o pâine și din comerțul cu plasticuri și bucăți de staniol, dar în locul tarabelor clasice, mai nou clasice, cu stanioale, pistoale și bile, la Târgu Neamț, tarabe
cu meșteșugari din Târgu Neamț, din alte zone din Neamț, dar și din alte zone din țară. Inclusiv am stat de vorbă cu o producătoare din Harghita, cu producători din zona Sucevei. Domnul Lungu acolo își face bine treaba. Domnul Lungu, bănuiesc că vrea să spuneți despre domnul primar Harpa și despre city managerul domnul Apopei. Într-adevăr, cei doi fac o echipă bună acolo. Ne-am referit la domnul Lungu, președintele Asociației Meșteșugarilor. De ce vă spun? Deci inițiativa a aparținut în primul rând Consiliul Local. Cei care au fost angrenați acolo nu sunt oameni care fac asta de ieri de azi. Ei sunt oameni care duc tradiția asta de cel puțin 10 ani de zile de când știu eu că se află în mijlocul meșteșugarilor. Sunt cei care îi adună, coagulează un colectiv și reușesc de fiecare dată să expună cele mai bune creații din zona Târgului Neamț. Da, într-adevăr, și domnul Lungu este o figură proeminentă în cadrul manifestărilor. De fiecare dată sprijină, este președintele unei asociații de meșteșugari, meșteșugarilor din Ținutul Neamțului. Este o figură reprezentativă și de fiecare dată reușește să facă manifestări de calitate. Mai mult, am văzut o chestiune interesantă. A Târgu Neamț, manifestările au început sâmbătă, inclusiv cu zona cazanului fermecat. O chestiune iarăși interesantă ca și manifestare, care la fel dezvoltă și promovează curente locale, inclusiv în gastronomie. Deci m-am întors ca dar model... pe partea de meșteșugari, duminică, în vârful dealului, la Agapia, între Agapia și Văratec, câțiva din meșteșugari veniți la Târgu Neamț au făcut o plimbare de câteva ore cu produsele lor cu tot și în zona Agapia. Apropo de acest circuit, care la un moment dat dă o notă și despre calitatea gustului, care crește, știu eu, ca un virus care se ia de la unul la altul. Este o obligație a lor, pentru că toate aceste sărbători au fost concentrate, cel puțin pe weekendul trecut, în zona Târgu Neamț și comunele au fost foarte apropiate, iar meșteșugarii nu acționează doar în zona orașului Târgu Neamț, sunt provinși din comunele limitrofe. Primarii se știu, sunt amici, probabil. Aici vreau să remarc o abordare nouă și o abordare, zic eu, foarte sănătoasă. Primarii din zonă au dat multă putere societății civile. I-au angrenat în a organiza aceste sărbători, le-au dat o responsabilitate uriașă, au trasat doar direcțiile pe care se va merge în acest gen de manifestări, iar cei din ONG-urile care au participat efectiv la punerea în practică a acestui proiect și-au dat, zic eu, măsura în primul rând a competenței și a responsabilității. Să nu uităm că sunt chestiuni care se fac în premieră. Ceilalți din urmă poate au fost un pic egoiști și nu au dat cuvânt societății civile. Mi se pare o componentă deosebit de importantă. În primul rând, se face un concurs de proiecte, Consiliul Local are în vedere mai multe variante și de fiecare dată se optează pentru varianta cea mai bună. Asta este bine pentru că pune în competiție toate asociațiile care pot la un moment dat să aducă un plus de valoare în tot ce înseamnă manifestare culturală în zonă. Și aici mă refer nu neapărat la zona Târgu Neamț, vorbim de Târgu Neamț că tocmai ce s-au petrecut zilele orașului weekendul care a trecut. Vorbim de un model de bune practici, cred eu, la nivelul întregului județ. Se practică foarte mult acest genul de asocieri și în cadrul Consiliului Județean, dar cred că ar fi benefice să devină o tradiție și să fie un model de urmat pentru toate consiliile locale. Până la urmă putem vorbi, dacă vreți, de o asociere public-privat. Că un ONG este o asociație de tip privat, poate nu neapărat cea la care se referă legea, dar care dezvoltă și, cum spuneați dumneavoastră, pot fi modele de bune practici, pentru că, place sau nu, patru ochi văd mai bine decât doi. Cu siguranță cei din ONG-uri sau parte din ei circulă mai mult în țară, în lume, văd anumite modele, anumite curente. Să nu uităm un amănunt și mai important. Vorbim de sfera de competență. A nu se încurca administrația cu distracția, cu latura spirituală. Aici competențele administrației, cât ai vrea, sunt într-un fel limitate. Aici trebuie fixate doar niște direcții. Da. Pe aceste direcții, pe un schelet, se poate face un concurs de proiecte și cu atât mai mult este benefic și pentru comunitate. Exact cum la o licitație participă mai mulți ofertanți, exact, pentru a face un demers să se concretizeze într-o investiție solidă,
La fel sunt binevenite și aceste concursuri de proiecte privind manifestări culturale, zile ale comunelor sau ale și orașelor. Și până la urmă e foarte bun. Vă dau un alt exemplu și tot încerc să punctez ce mi-a rămas în minte din weekend. Acolo unde inviți artiști de renume, să știți că multă lume comentează că sunt investiții mari și fără rost. Buzdugan și Morar, vestiții prezentatori de la Radio ZU și ZU TV, ei de fiecare dată când vin atrag după ei foarte mult lume. La Târgu Neamț eu sunt născut, crescut acolo, am trăit multe sărbători ale orașului, nu am văzut niciodată din spusele jandarmeriei că am atins un prag de vizitatori ai Parcului Cetății, locul în care s-a desfășurat și unde a fost cena. Deci au participat cam în jur de 5.000 de locuitori ai orașului, ceea ce este o sumă impresionantă, un număr impresionant de oameni. Acești oameni, prin notorietatea pe care o au, cu siguranță vor duce mai departe imagini și lucruri bune despre Târgu Neamț. Păi haideți să... Investiția nu se oprește la momentul încetării spectacolului. Păi vreau să vă completez și să vă spun că în prima seară eu m-am întors la un moment dat în parc, am fost acolo, am plecat, m-am întors și spre rușinea mea, fac mea culpa, nu știam eu prea multe despre un nume care urca pe scenă. Apropo de împletirea talentelor locale cu nume mari aduse, care după ele poartă, este o condiție obligatorie. Exact, poartă vizitatori, poartă noi privitori și suntem în era Facebook-ului, când se fac poze cu telefonul mobil, cu camera, se pune imediat pe Facebook. Ce promovare mai bună are un eveniment de calitate decât faptul că explodează a doua zi Facebook-ul și vedem toți. Și vă spuneam că sâmbătă seara m-am întrebat la un moment dat că am văzut că s-a triplat numărul de oameni la o anumită oră. Și cu ăștia s-a notat afară, era și chiar răcoare spre frig, au nebunit toți din Târgu Neamț, s-a mutat orașul în parc. Ei, ce era? Era Nicol Șeri. Și spre rușinea mea, nu prea știam eu prea multe despre Nicol Șeri. Și în cazul meu e dovadă via faptului că îmbătrânesc, nu întinerez. Da, și a fost tras imediat de mânecuță. Cum nu știi cine e Nicol Șeri? Este o româncă cu videoclipuri cu milioane de vizualizări pe YouTube. A fost suficient să o căutați pe YouTube și să vă lămuriți. Iar în momentul în care am plecat, că am plecat la mijlocul spectacolului lui Nicol, recunosc, trebuia să mai și descărcăm camerele astea, că se umpluseră de atâtea imagini, mașinile din zona parcului ajungeau până în centru, până la spital. Deci, asta în condițiile în care erau organizate și două rute de defluire a traficului, să spun așa. Deci mașini care nu erau la prânz, mașini din Neamț, dar mașini și din alte județe. Or fi fost și nemțeni cu numere de Bacău sau Iași, dar erau veniți să o vadă pe Nicol Șeri la Târgu Neamț. Prin faptul că sunt și coordonator al structurilor MAI, am participat și prin activitățile specifice unei manifestări de asemenea amploare și vă pot spune că și din partea brigăzii de jandarmi de la Bacău am primit sprijin pentru acest eveniment. Eu chiar le mulțumesc pe această cale, pentru că tot timpul poate uităm că în spatele acestor manifestări frumoase, în care toată lumea se distrează, se simte bine, sunt oameni care sunt permanent la servici. Unii văzuți, alții nevăzuți. Oameni la muncă și... Dacă dăm filmul înapoi, să știți că pe parcursul acestor zile nu au fost niciun fel de plângeri și niciun fel de evenimente, incidente neplăcute. Vorbeam mai înainte de un număr de 5.000 de oameni. Acești 5.000 de oameni, 18.000 de locuitori. Ei au revenit în parc în fiecare dintre cele 3 zile și pe tot parcursul manifestărilor, încă o dată îi felicit pentru profesionalism, împreună cu poliția locală, cu poliția națională, cei de la jandarmi au depus un efort deosebit și trebuie să remarcați. Corect. Și haideți să vă provoc eu acum. Deci, la vedere au fost poliția națională, jandarmii, poliția locală. Dar în afară de cei văzuți în uniforme, lumea trebuie să știe. Acolo erau și, cred că din toate structurile, cel puțin de la poliție și de la jandarmi, sigur, ofițeri sau lucrători de judiciar în civil, care urmăreau potențial băieți cunoscuți pentru apucături mai neortodoxe, mai ales dacă se lasă seara. Or fi fost și pe linie de droguri, că te aștepți în ziua de azi la astfel de evenimente să apară vreun exaltat care să vrea să-și racoleze noi clienți. Și foarte bine că sunt acolo civili, poate nu-i știm, îi vedem cam mult cu un pahar de apă în mână, dar ei sunt la datorie și asta e pentru noi și mai ales pentru copiii noștri.
Când sunt la datorie și își fac datoria și totul este în regulă, nu îi remarcă nimeni. Singurele dăți în care sunt remarcați sunt atunci când inevitabil se mai produc diverse evenimente și de asta am ținut neapărat să evidențiez. Poate nu e bine să uit că și cei de la ISU ne-au sprijinit, da, corect. Cei de la ambulanță ne-au sprijinit de asemenea și v-am spus, efortul ăsta colectiv a dat o notă de civilizație sărbătorilor. Spuneați că n-au fost incidente, vreau să vă contrazic. Mă întorceam duminică seara. Da, spre... vorbim de incidente majore. Ah, corect. Spre Piatra Neamț, veneam dinspre Agapia și la Crăcăuani, unde fusese mai devreme, se circula mai greu pe drumul național și pentru că mergea mașina mai încet, eu fiind pe locul din dreapta, puteam privi oriunde, în fața mea la 30 de metri se consuma un mic incident cu îmbrâncituri. Vreau să vă spun că n-am făcut noi 50 de metri și între cei 2, 3, 4 nervoși cât ori fi fost, la un moment dat s-a făcut albastru. Au apărut jandarmi și poliție care i-au luat frumos de guler pe doi într-o direcție și pe doi într-o direcție. E bine, ăsta e, că Doamne ferește, poate să apară și rolul forțelor de ordine, să fie acolo. Ca atunci când se întâmplă, când să nu aștepte să declanșeze această scânteie. Exact. Și acolo la Crăcăuani chiar au avut un dispozitiv foarte dificil de gestionat, având în vedere că toată manifestarea a fost în curtea primăriei și lângă drumul național. Primăria este chiar la drumul național. Și iarăși au făcut o treabă foarte bună și acolo. Primarul Zanfir, cred că într-un an, doi o să mute manifestarea undeva mai spre Mitocu, Bălan, sunt niște dealuri foarte generoase, dar probabil așteaptă întâi să repare drumul ăla. Că dacă tot ați fost dă... la Zilele Comunii Agapia, ați văzut un cadru natural de excepție. Acolo, înainte, chiar era unitate de alimentație publică, între timp ea s-a desființat, bănuiesc că nu s-au mai întrunit condițiile economice să își desfășoare activitatea, dar cadrul natural era excepțional, iar locul de felicitat primarul pentru alegerea făcută. Eu recunosc și acolo, ne-am întâlnit și acolo, și de la Dămung n-am mai văzut un loc așa de frumos. Și peste tot am văzut manifestări autentice ale folclorului local. Am văzut oameni ai locului care și-au ridicat distincții de cetățean de onoare, veterani de război. Am văzut și la Agapia, am trăit veteran, momente veteran de război la 101 ani. Noi am și avut astăzi o știre, dacă nu mă înșel, azi sau ieri, știrea sunt cu... Sunt momente care, într-adevăr, te încarcă de o emoție pozitivă cu acel și, domn și, care și la le retrăiești. 101 ani povestea primarul Năstase de Agapia, Năstase, că se bărberește singur. L-ați văzut dacă a ajuns în vârf de munte și a reușit să urce pe scenă și a stat alături de noi. Ce vitalitate poate să aibă un om la 101 ani, care în viața lui, slavă Domnului, a trăit și a văzut multe. Și a fost pe front. Și a fost pe front. Da, iarăși o chestie foarte interesantă, foarte care frumoase. Mie mi-a plăcut, eu nefiind un tip foarte bisericos, la Târgu Neamț s-au acordat 5 titluri de cetățean de onoare, din care 2 post-mortem le-am remarcat, pentru părintele Iustin Pârvu și pentru părintele Cleopa. Au venit actuali stareți ai mănăstirilor din mănăstirilor Sicăstria și mănăstirea Petru Vodă, Vodă, da. Și au primit acele distincții ca o recunoaștere și pentru acești ierarhi, importanța ai bisericii ortodoxe, locurile noastre, dar și pentru obștile de acolo, cum se spune. Nu trebuie să uităm că tot făcând parte din acest pachet și mă leg un pic de latura, să zicem, comercială a manifestărilor, orașul Târgu Neamț are un atu extraordinar. Faptul că are în zona atâtea mănăstiri care inevitabil sunt vizitate de foarte mulți turiști. Este capitala, și ca poziție, este capitala mănăstirilor din județul Neamț. În jurul lui sunt toate aceste războieni, Sihăstria, Psecu, Agapia. Aveți acolo un potențial fenomenal. Atât administrația locală, cât și noi, administrația județeană, suntem într-un permanent contact cu nevoile celor care conduc mănăstirile. Este un fapt normal. Trebuie să le asigurăm un acces, trebuie să le asigurăm și lor utilități. Împreună, în afară de faptul că ne vindecă sufletele, ne încarcă cu învățăminte și ne vindecă spiritual, ajută foarte mult zona, sunt buni gospodari, și fac parte și ei activă din mersul auziți-mi pe cineva la comunități. Spune, de ce trebuie asfaltat, nu știu ce, drum spre mănăstire? Acum, făcând azi de necaz, bine că se asfaltează drumul prin câmp, printre porumb și alte tarlale. Dar ce nu înțelegea cel care spunea chestia asta, e că, domnule, până la urmă, cei de la mănăstire
poți să strici o mașină pe niște drumuri cu gropi, dar la mănăstirea aia vin mii și mii de oameni din țară care vin la o manifestare, nu mai spun de-a lungul anului, care alimentează la o benzinărie din zonă, une mănâncă o pâine, un nemțean sau doi, cumpără un suc, o pâine, un covric, să nu spun mai multe, plătesc o cazare și toată partea economică din zonă trăiește din banii aduși de turiștii care vin la aceste mănăstiri. Deci nu, asta am vrut să subliniez. Ei sunt parte activă a societății și sunt cei care contribuie la bunăstarea oamenilor care fac afaceri în zonă. Și banii aia se întorc. Se întorc în bugetul local, se întorc în salariile celor care lucrează exact. În servicii, celor care produc o pâine și așa mai departe. Deci fac un lucru foarte bun pentru zona Târgu Neamț. Dar eu făceam uneori câte o glumă cu amicii mei din Roman și tachinam cu dorința lor de a fi județul Roman. Cred că pe partea economică, în ritmul ăsta, în curând o să-și ceară Târgu Neamțul independența, dorința de a fi județ. O spune, doamne, noi trăim mai bine dacă... Nu, eu zic că să nu mergem așa de departe cu supozițiile. Cu granițele. Nu, noi stăm și trăim foarte bine în județul Neamț, zic eu, împreună. Eu îmi doresc din toată inima... ca alt proiect major al Guvernului României vis-a-vis de zona Târgu Neamț să se concretizeze și anume acea autostradă Iași-Târgu Mureș care să asigure legătura Moldovei cu vestul țării. Știu că acest traseu parcurge exact zona Târgu Neamț. Va fi un catalizator nu doar pentru economia Târgu Neamțeană și a comunelor limitrofe, cu siguranță va fi un catalizator pentru tot județul Neamț. Știm foarte bine ce înseamnă apropierea de o cale de comunicație importantă. Din păcate, încă în 2014 ducem lipsă de așa ceva, dar sunt semnale ferme că din anul viitor aceste lucrări vor începe măcar pe tronsonul Iași-Târgu Neamț. Nu vreau să fiu răutăcios, lucrez în presă de mulți ani. Eu știu, și vă referiți la doi, eternele și, promisiuni. Și la 2 ani aud de autostradă care trece ori pe lângă Piatra, ori mai des pe lângă Târgu Neamț, dar din păcate eu trece doar pe hârtie. Eu vă spun că nu sunt în niciun fel de campanie electorală, nu pot, nu îmi permite natura funcției pe care o exercit, doar vă spun că sunt proiecte reluate în considerare de către CNADNR și sunt proiecte ferme că, și sunt promisiuni ferme de la CNADNR că acest proces va intra în linie dreaptă începând cu 2015. Să dea Dumnezeu. Dacă tot m-ați dus acum la autostradă și drumuri, ce se mai aude, că iarăși se aude așa la un an, doi, cu lărgirea, modernizarea drumului Bacău-Piatra Neamț? În momentul de față, pe discuția asta e undeva blocată la CNADNR. Eu nu am semnale că se vor face alte demersuri în cursul anului acestuia. Oricum, ele sunt pe o listă, sunt prinse ca priorități. Avem alte drumuri naționale care au probleme, mă refer la cel care face legătura de la Poiana Largului cu județul Suceava, drumul național de la Bicaz către Coada Lacului, către Hangu. Sunt în continuare proiecte de anvergură care așteaptă la momentul potrivit să fie finanțate. Este ca un ghimpe, o realitate care totuși te macină, dar trebuie să privim cu realism resursele care sunt la dispoziția Guvernului României. Nu este un fapt necunoscut că toți au aceste preocupări. Dacă v-ați uitat, din 2012 până în prezent s-au făcut reparații acolo unde neapărat a fost necesar. Drumul Piatra Neamț-Roman deja arată mult, mult mai bine. Pe jumătate. Vorbim de un demers recent și este un pas înainte, nu este un pas înapoi. Proiectul este mai complex pe partea drumului Bicaz Coada Lacului din cauza și unor lucrări de îmbunătățiri ale versantului care trebuie neapărat executate. Este o componentă a unui efort continuu pe care și noi îl facem vis-a-vis de a fi mai bine un pic celor care circulă pe drumurile naționale. La Bicaz se lucrează la reabilitarea unui pod care și el, săracul, a așteptat ceva vreme până să intre în programul de investiții, dar este un pod vital pentru traficul greu. Cei care sunt transportatori înțeleg foarte bine, pentru că sunt cei care asigură livrarea produselor Carpat-Cement în toată zona Moldovei. Proiectul a început,
sunt în continuare niște restricții, îi mai chinuim un pic pe șoferii profesioniști, dar sperăm că anul viitor să terminăm acest pod și să redeschidem pentru traficul de mare tonaj și bucata de drum național Bicaz-Piatra Neamț. M-ați cam păcălit în partea întâi a emisiunii, până să ajungem la lege și la fără de lege ne-am plimbat așa... Dumneavoastră mi-ați aruncat întrebarea, da. V-am răspuns, pentru că într-adevăr am trăit niște momente frumoase în zilele astea. Zona Târgu Neamț și pe drumuri, dar mai avem jumătate de oră, domnule prefect, în care chiar vreau să discutăm despre ce se întâmplă bine și rău prin administrațiile locale din județul Neamț, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate. Din nou în direct la Teleum, televiziunea ta, la Vestea Aler, discutând cu prefectul județului Neamț, domnul Vlad Angheluță, despre diverse subiecte care au legătură cu prefectura județului Neamț. Încep să vină și SMS-uri, dar până atunci... Vă mai țin un pic în zona Târgu Neamț. Mă uitam pe pagina de Facebook Teleem Neamț și remarc și un anume patriotism local în zona Târgu Neamț. Postările din aceste zile cu știri legate de evenimentele de acolo, postările cu știrile urcate pe YouTube sau chiar cu reportaje de câte o oră, care cuprind fenomenul în ansamblu și părțile oficiale și partea de distracție și partea de suflet și orice, sunt foarte șeruite, tăguite, date like-uri, mai mult decât media în general. Sunteți patrioți locali acolo la Târgu Neamț. Da, să nu uităm că zona Târgului Neamț nu presupune numai locuitorii orașului Târgu Neamț. Da. Mă refer la toată zona. Toate comunele limitrofe sunt în jur de 50-60 de mii de oameni. Bine, acum eu trebuie să punctez și faptul că la Târgu Neamț cea mai tare echipă de corespondenți din zona este cea de la Teleem Neamț. Au stat aia la scenă și le mulțumesc colegilor Dacian și Ciprian. Au stat non-stop acolo. Ei și cei de la firma cu scena plecau ultimii de acolo. Deci am văzut și au participat toți și la manifestările culturale de la scenă, dar au participat și la slujba religioasă de la Biserica. S-au mai descărcat și ei, de păcate. Cu siguranță, toți avem nevoie și de momente de reculegere. Domnule prefect, haideți să mergem pe lege fără, și fără de lege și vă citesc deja un prim SMS. Cum mai stă județul Neamț la aleșii incompatibili? Primari, consilieri locali, consilieri județeni. Care mai sunt noutățile? Mai sunt? Noutăți, din punctul acesta de vedere, eu nu am să vă comunic. De fiecare dată când nouă ne parvin aceste documente, așa cum am stabilit de la începutul mandatului meu, le trimitem de fiecare dată spre examinare, spre competentă examinare celor de la ANI, cei care au un aparat propriu, au un regulament propriu, funcționează printr-o lege și au un mod organizat și resursa umană să gestioneze astfel de situații. Toți aleșii locali care au probleme la momentul de față sunt în diverse stadii de a-și soluționa acele rapoarte de integritate. Ei prin lege au dreptul să le conteste la instanța de contencios, urmând ca în urma primirii unei decizii definitive și irevocabile noi să acționăm în consecință. Dacă instanța de contencios le dă dreptate celor de la ANI, atunci eu ca prefect al județului emit ordinul de încetare al mandatului. Dacă nu, ei vor continua să fie edilii ai comunităților din care provin. Fac o scurtă paranteză, dar ne întoarcem. Incompatibili sunt și vor fi. Deci cutia Pandorei nu s-a deschis acum. Oamenii, și nu e o cutie a Pandorei, nu se face nimic cu intenție. Oamenii și-au dezvoltat cu intenție. Oamenii și-au dezvoltat spiritul civic. Au aflat că legea le permite tuturor celor interesați să sesizeze anumite fapte, fie că vorbim aici de incompatibilități sau de conflicte de interese. Nu acționează, penale? Nu acționează numai secretarii, nu acționează numai consilierii locali. Am văzut și mulți reprezentanți ai ONG-urilor din societatea civilă fac astfel de investigații și eu îi felicit pentru că în fond și la urma urmei ne ajută în procesul de curățire a administrației și de a face această administrație să funcționeze mai bine. Spuneam că fac o scurtă paranteză, apropo de ce vorbeam mai devreme de imaginea care poate fi adusă unei localități și care să promoveze turismul din zonă.
Citesc de pe Facebook. Daniel Harpa, primarul de Târgu Neamț, are un cont pe Facebook, e un tip activ, a distribuit actualizarea de stare postată de Direcția 5. Și avem Direcția 5 a adăugat, deci pagina oficială a Direcției 5, 27 de fotografii. Deci, că Direcția 5 spune 27 de fotografii cu publicul de la Târgu Neamț. E o chestie. Deci, am spus și în prima parte a emisiunii, nu ne oprim cu efortul financiar doar aici. Domnule, a costat foarte mult respectiva X sau Y formație. Faptul că acea formație duce un mesaj mai departe. Au fost foarte plăcuți, impresionați și ei, sunt convins. Chiar aseară au prelungit recitalul cu jumătate de oră, ceea ce nu este un mod al lor de a acționa pe scenă. Au fost plăcut surprinși de atmosferă și de numărul mare de oameni care au participat la concert. Eu nu știu. Vedeți, ce a fost aseară. Au dus mai departe mesajul, exact ceea ce spuneam. Au dus mai departe mesajul și indirect promovează și zona în care ei au cântat. Nu știu ce a fost aseară, dar vreau să vă spun că o să fac o grevă spontană de mâine și să găsim o soluție tehnică să putem face o legătură directă între ce văd eu, să ajungă în emisie, să se vadă la televizor, că uitați, și în timpul emisiunilor descoperim chestii interesante. Sunt niște poze făcute cu telefonul mobil, n-au o calitate deosebită, au fost și ei, cred că, luați prin surprindere, n-au avut un fotograf cu ei, dar sunt niște poze, eu pot să vă arăt dumneavoastră, dar nu văd telespectatorii, absolut colosale, pentru că eu nu știu, ne-au încăput atâția oameni în acel spațiu. M-am spus, estimarea jandarmilor a fost că în jur de 4.500-5.000 de oameni au participat în fiecare dintre cele trei seri la manifestări. Deci mie mi-era teamă sâmbătă seara, la un moment dat zic, doamne, aici dacă vine prea multă lume și se apropie și cele două bazine care zgoare, zic, nu cadă cineva din bazinele alea, dar... Nu, s-au luat măsuri de siguranță și... Sunt convins, da, erau pangrijinarea limitativă. Era foarte bine delimitat spațiul pentru public. Deci, nu, ai impresia că e un concert, nu știu, Andrei Riu, mii de oameni cu mâinile pe sus. Îmi pare rău că n-am fost și aseară. Vedeți? Am venit numai sâmbătă, el n-am mai venit, sau duminică în zonă. Haideți să le întoarcem la... M-ați adus de la incompatibil la... Din nou la Târgu Neamț. Pentru mine e o plăcere să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat. Dacă tot mă provocați. La Târgu Neamț, la Agapia, la Crăcăuani zilele acestea, nu știu de ce, dar așa a fost percepția mea, că parcă vă simțeați mai natural, mai dezbrăcat de haina de prefect, un pic, decât în alte părți. Nu știu, cu siguranță sunt om și eu și poate când mă întorc la orașul în care mai mulți amici probabil în zonă. Am o tentă subiectivă, mă simt mai largul meu în primul rând că sunt printre oameni cunoscuți, majoritatea de acolo mă cunosc, sunt prieteni, sunt cunoștințe, ne vedem pe stradă, ne cunoaștem, suntem o comunitate mică. Nu asta, eu vă spun sincer că încerc să fiu cât mai natural și să fiu deschis oriunde mă duc. Poate câteodată nu-mi iese. De fiecare dată experiența de a vorbi live la microfon pe scenă este diferit. Cunoaștem. Nu mă ascund și nu vă ascund faptul că, indiferent de conjunctură, mai ai și emoții, mai ai o scăpare, dar la urma urmei trebuie să ne asumăm și greșelile, că să fim realiști. Suntem din carne, oase și suflet și mai greșim. Am atâția colegi pe care fie în presa scrisă, fie în presa video, i-am mai aruncat, cum se spune, în apă, să învețe să înoate și toți invocau, același principiu, domnule, nu știu, am emoții, stai liniștit, intri în apă, te-ți dai din mână și, exact. Și eu după 19 ani tot mai comit și unii și mai pregătiți decât mine, diverse chestii. O întrebare nepregătită, Anda Angheluță vă este rudă? Da, Anda Angheluță este soția tocmai, mea. Tocmai a dat like la o postare a paginii TLM Neamț cu zilele orașului Târgu Neamț, cred că e știrea. Sau, da, știrea. Deci în loc să se uite la televizor, doamna dumneavoastră dă sper like. Sper să fie soția mea. Probabil că or mai fi și alte persoane cu numele ăsta pe Facebook. Vă pot arăta fotografia. Da. Vedeți, emisiunea live. Haideți, dacă tot spuneați de emoții și de trăirile astea diverse ale prefectului care este și om. Acum vă întorc la o întrebare, vin de la un telespectator. Apropo de legalitate, dar nu numai, probabil că întrebarea e și sub impulsul ideii de moral sau nu în administrația publică. Mă întreabă un telespectator dacă știți
Cât a stat în ultimul an la serviciu și cât prin concedii s-au plecat domnul președinte al Consiliului Județean Neamț Culiță Tărâță? Nu știu dacă are o legătură cu emoție sau cu ceea ce discutam înainte. Păi nu, păi vă întorc din emoția președintelui. Domnul președinte al Consiliului Județean exercită un mandat neîntrerupt. El este obligat în primul rând să răspundă în fața cetățenilor care l-au votat, care l-au ales să ne reprezinte în Consiliul Județean pe o perioadă de 4 ani. Nu sunt eu cel în măsură care să judec cât și cum a stat domnul președinte. Eu vă spun că cel mai important ar fi să cuantificăm rezultatul muncii dumnealui. Cât și cum a stat. Domnul președinte Culiță Tărâță, sper că va ajunge la un final de mandat și va ajunge cu rezultate bune. Eu îmi doresc din tot sufletul să am o colaborare bună cu el. Din păcate, mai sunt greșeli administrative, mai sunt mici discuții vis-a-vis de anumită stare de legalitate acolo. Prezența dumnealui acolo nu este obligatorie prin lege, dar bănuiesc că este o datorie morală în fața celor care l-au ales să fie de câte ori este nevoie prezent în sediul instituției Consiliului Județean. Că tot ați invocat dumneavoastră faptul că uneori au mai fost nu contundențe. Prefectul la care instituția a fost nevoită să mai corecteze anumite greșeli, să le spunem. O altă întrebare primită pe SMS, ce hotărâri de cele sau dispoziții de primari a mai constatat în ultimul timp prefectura că ar trebui corectate? E vorba de aceste acte emise de UAT-uri. Mai nou am avut discuții legate iarăși de tema prospecțiune sa, vestitele lucrări de prospectare, ale cărui beneficiar la urma urmei este statul român și regia Romgaz. Dar pe care în Consiliul Local Sibucani protestatorul de serviciu tot creează, să nu spun altfel, anumite animozități. Uitați că am avut surpriza ca zilele trecute să fie și viceversa și să aibă acces, drept de acces de la proprietar pe o bucată de teren și să le fie tăiate niște cabluri. Consider că și din partea cetățenilor trebuie un pic mai multă responsabilitate să nu dea curs zvonurilor, în primul rând, și manipulărilor care sunt inerente în genul ăsta de activități delicate, să le spun, și le-au tăiat cablurile. Iarăși nu e un lucru bun, este o distrugere de bunuri în funcție de prejudiciu, acolo se instrumentează iarăși un dosar penal, constituie infracțiune. Dând timpul înapoi, v-am spus că ultimele probleme au fost la nivel de Consiliul Local Țibucani. Eu știu că cei de acolo s-au întâlnit într-o ședință de Consiliul Local extraordinară și au încercat să repună în legalitate hotărârea de Consiliul Local care trebuia emisă pentru accesul acestei firme pe domeniul public și domeniul privat al comunei Țibucani. După ce fusese un contract făcut pe o suprafață de 500 puncte. 500 punct, am prezentat-o și dumneavoastră celor de la presă, este foarte important de fiecare dată când se încheie astfel de acte, fără început și fără sfârșit, fără o acoperire juridică, să nu le aduci la cunoștința tuturor. Sunt acte administrative care generează consecințe majore asupra comunităților. Nu trebuie să lăsate la voia întâmplării. Da, oricine are voie să greșească, dar e datoria mea atât timp cât stau pe funcția de prefect să atrag atenția asupra oricăror încălcări de formă sau de fond al legislației în vigoare. Aici vorbim despre un subiect foarte delicat. Este dreptul fundamental garantat prin Constituția fiecăruia să-i se respecte dreptul la proprietate. Nu putem trece așa de ușor peste evenimente de genul ăsta. Sunt evenimente delicate. De fiecare dată creează tensiuni. Rolul meu este și acela de a fi un factor de mediere, de a coordona instituțiile, mai de a nu lăsa să ajungem la astfel de evenimente. Eu, într-un final, am găsit o bună modalitate de a comunica cu cei de la firma de prospectare. Am găsit înțelegere și în
plenul Consiliului Local de acolo și din alte părți unde au mai existat stări tensionate, țin să menționez că în ultima perioadă aceste lucruri s-au întâmplat din ce în ce mai rar și foarte important și cu ajutorul forțelor de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nu s-au ajuns la violențe, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Îmi exprim speranța că și pe viitor aceste lucruri se vor derula în condiții legale. Menționez încă o dată că este și interesul și interesul este al statului român, interesul este al comunităților locale care în urma unor eventuale descoperiri de noi zăcăminte de hidrocarburi sau gaze naturale vor beneficia direct, vor avea bugete mai bune prin contribuțiile celor care vor exploata acea resursă. Același lucru și pentru persoanele fizice proprietari, persoanele juridice proprietari de terenuri. Orice amplasare de orice instalație de extracție acolo le va aduce venituri în plus. Să nu uite treaba asta. Avem un alt SMS care ne spune, dar nu știu cui se adresează dumneavoastră sau nouă ca televiziune, vă așteptăm la Dămuc, ultima oară când ați fost acolo, măcar s-a vorbit despre drumul respectiv și dacă tot nu s-a asfaltat, măcar s-au cârpit cât de cât gropile. Eu presupun că la prefect se referă, așa că... Eu cred că se referă la dumneavoastră, bănuiesc că sunteți o persoană mai cunoscută decât prefectul. Eu reprezint o instituție media, echipa importantă. Nu, am fost acolo. Drumul județean despre care vorbim era o adevărată problemă. Este un drum care trece prin mijlocul comunității. Are o lungime semnificativă. Într-adevăr, cei de la Consiliul Județean și... Este o bucurie pentru mine. Au reacționat, să zicem, imediat după vizita mea, doamnei vicepreședinte Emilia Arcan, acolo. Și după reportajul TLM-Neamț. Și după mai multe reportaje și-au reușit să facă un pic mai bine, da? Era suficient să pună un grader acolo să niveleze acele gropi, fără fond. Cineva întreabă, dar aici cred că se face o confuzie între instituția prefecturii și cea a Consiliului Județean. De ce instituția noastră nu mai finanțează echipa de fotbal Ceahlău? Cu siguranță este o confuzie. Chiar este importantă precizarea și nu cred că am făcut-o public niciodată până acum. Ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, cei pe care recepționează mesajul meu, instituția prefectului nu gestionează bugete. Nu este ordonator principal de credite prefectul, deci nu poate iniția investiții prefectul. Ce face prefectura? Ce face instituția prefectului? Și foarte important, celelalte instituții care sunt în coordonarea mea ca prefect. Vorbim de serviciile publice deconcentrate, cele care autorizează sau avizează. Exact partea asta a proiectelor tuturor edililor, tuturor UAT-urilor, proiectelor Consiliului Județean, sunt la un moment dat trecute prin filtrul unor autorizări și monitorizări. Aceste instituții publice deconcentrate, care fac parte și din Colegiul Prefectural, sunt parte integrantă a demersului de a concretiza la un moment dat un proiect. Fie că este vorba de școală, fie că este vorba de un drum comunal, fie că este vorba de un drum județean, fie că vorbim de orice alt fel de lucrări, de îmbunătății frunciare, de amenajări de torenți, poduri. Orice proiect care se desfășoară la nivel local și județean, la un moment dat trece prin filtrul autorizării și monitorizării unor instituții pe care le coordonez. Atâta tot. Aici efortul nostru este, pot să spun, similar cu al celor care într-adevăr au banii pe mână. Pentru că responsabilitatea este atât a primarului, dar este totodată egală și cu cea acelui care semnează la un moment dat pe proiect. Un proiect care are nevoie la un moment dat de aviz, de la mediu, de la Apele Române, de la, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Muncă și așa mai departe. Sunt proiecte pe care le derulăm și le putem derula numai împreună. De asta suntem două instituții care trebuie să colaboreze, atât Consiliul Județean cât și instituția prefectului. Vis-a-vis de banii pentru clubul de fotbal Ceahlău, eu știu că în continuare sunt acolo niște asocieri.
Dar răspunsurile vis-a-vis de modul în care s-au asociat cluburile cu Consiliul Județean sau cu alte sau consilii, locale, sau alte consilii locale. Sau cum se decontează banii ăia, pentru că nu, și la Clubul Ceahlău este aceeași problemă. Noi am avut zilele trecute știri făcute de echipa de pe sport, de colegii Bobby și Titi, care inclusiv președintele Mestecăneanu, dar și cei de la centrul de copii se plângeau de faptul că unele decontări sunt făcute mult mai greu decât ar trebui de Consiliul Județean, situație care este valabilă, din păcate, și la o firmă din subordinea Consiliului Județean, căreia această instituție trebuie să-i deconteze o subvenție pentru anumite categorii sociale, pentru transporte, vorba de troleibuzul ăsta, care are de luat câteva miliarde, au făcut credite, plătesc servicii bancare foarte scumpe, în timp ce banii sunt la CJ, este excedent bugetar, deci nu se pune problema că n-au fost bani, dar cineva întârzie, a uns topoganul banilor, nu cu o cremă pe care să curgă acești bani spre aceste instituții, ci să îngreuneze traseul. Vorba de mentalități, probabil. Sunt instituții ale statului care de fiecare dată monitorizează tot ce înseamnă cheltuirea banului public. Știm foarte bine că acea curte de conturi nu stă, nu este o instituție activă. Au trecut prin Consiliul Județean și vor trece de fiecare dată când foarte bine, curtea de conturi nu sancționează nereguli. Faptul că la un moment dat cineva nu vrea să semneze azi, va semna poi mâine. Bine, revenim la faptul că acel Consiliul Județean este o instituție democratică și... Corect. O hotărâre cu o majoritate la un moment dat poate fi întârziată din cauza unor negocieri, din cauza unor proceduri. Asta este, face parte la un moment dat și din mersul democrației. Cei de acolo trebuie să înțeleagă și să vadă interesul public de fiecare dată. Așa ar trebui. Eu vreau să vă completez la partea în care ați explicat atribuțiile prefecturii cu o glumiță de-a mea, un pic răutăcioasă poate. Nu vreau drepturi de autor, că am preluat-o și eu de la alții. Spre deosebire de Consiliul Județean, prefectura are bani așa de ați puțin creioane. Asta sunteți mai mult cu atribuții care țin de lege, de respectarea legalității, de instituții, nu de investiții. Că acolo e banul, la investiții în general sau la protecție socială. Așa este, tocmai am explicat faptul că noi nu gestionăm bugete pentru investiții, noi doar facem parte din... facem parte din partea de autorizare și mai avem doar 2-3 minute și n-aș vrea să rămân dator cu SMS-urile care au mai venit. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule prefect. Ce se mai aude cu angajările blocate la unele instituții ale statului? Probabil că se face referire la celebra ordonanță a guvernului Boc. Eu știam că s-a dat drumul. Nu, chiar și altă ordonanță a fost rectificată și în momentul de față angajări în domeniul public se fac. Angajările sunt foarte transparente la fiecare OAT în parte, la fiecare instituție publică deconcentrată. Este suficient să arunci o privire pe site-ul acelei instituții și cu siguranță vor vedea posturile publice disponibile. Parțial adevărat. Acolo unde... Sunt încă primării care nu au site-uri sau care au site-urile blocate. Acolo, și chiar o să facem noi o documentare. Acolo unde nu există transparență vis-a-vis de modul în care se organizează concursurile, chiar vă rog să mă sesizați sau, mă rog, ușa mea este deschisă, eu am un birou în care pot înregistra petiții, am zile de audiență în fiecare miercuri, prima miercuri din lună la Piatra Neamț, a doua miercuri din lună, deci mâine mă duc la Roman, a treia miercuri din lună mă duc la Târgu Neamț. De asta sunt... pe scaunul ăsta, să-i ascult și pe oameni cu orice fel de problemă, inclusiv legate de transparența modul dacă este sau nu transparent de a recruta personal pentru funcție publică. Aceste informații ar trebui de fiecare dată să fie la dispoziția publicului și este în sarcina fiecărei comunități locale, primărie, consiliu local, instituție deconcentrată să le pună la dispoziție tuturor. Ce nu au înțeles unii, subliniez unii domni primari, este că site-ul unei instituții publice nu e facultativ, este o lege care stabilește lucrul ăsta, mai mult aceeași lege stabilește și ce se pune pe site, inclusiv toate documentele care țin de buget, execuție bugetară. Unii au rezolvat problema așa, nu mai facem site-ul sau îl blocăm. Și noi cei de la TLM vom face în curând o documentare pe site-urile legată de site-urile UAT-urilor, dar și a instituțiilor publice care suportă același regim. Trebuie să aibă site-uri actualizate
și în consonanță cu ceea ce spune legea, nu după cum crede un director sau un primar sau altul. O ultimă întrebare și ne apropiem de finalul emisiunii, de fapt e penultima. Cineva vă întreabă de ce unele străzi din Piatra Neamț, citesc întrebarea, deși... Da, vă rog. De ce unele străzi din unele cartiere din oraș apar ca asfaltate, dar ele de fapt sunt ca pe câmp? Rog, a întrebat pe domnul prefect. Eu până răspundeți dumneavoastră, vreau să fac eu o introducere. Este o legendă întreagă urbană, nu numai la Piatra Neamț, ci și în alte localități. Strada X apare ca asfaltată. Ea apare poate ca asfaltată, nu real, ci a figurat într-un proiect nedus la capăt. Și mulți au acele proiecte de acum 20-50 de ani, când se făceau proiecte și aici, cu copy-paste. Toți cei care își exprimă o doleanță, își exprimă o problemă, ar trebui să fie mult mai concret, să vină și să menționeze exact strada cu tare, exact. De la numărul la numărul, este neasfaltată, ea figurează ca fiind asfaltată. Chestiuni de genul ăsta sunt foarte grave. Nu cred că pot să apară în evidențiile unei primării asemenea situații. Refuz să crezi treaba asta. Dacă, au fost studii, proiecte anterioare. Dacă au mai fost bucăți de stradă care au fost asfaltate, au suferit eventuale procese de schimbare, canalizare, de apă, instalarea apă curentă, probabil atunci au mai fost perioade în care nu au fost asfaltate, dar situații în care se apară în cadrul instituției o stradă asfaltată ca fiind de fapt neasfaltată, refuz să cred că există în Piatra Neamț. Un SMS spune că ar trebui ca în politică și în administrația publică să fie oameni tineri și pricepuți ca prefectul Angheluță. Probabil că un prieten al noastră, glumesc. Eu sunt de părere că în administrația un loc toți, trebuie să fie șanse egale pentru toți, nu contează dacă ești tânăr sau ești mai în vârstă, iar criteriul de bază să fie competența, puterea de muncă. Ar fi un singur și unic criteriu. Atât timp cât ai intenția să faci bine și știi să faci bine. Deci e foarte important să ai și competența în ceea ce faci. Nu sunt multe de spus aici. Ar trebui acea administrație, indiferent de vârsta oamenilor care fac parte din ea, să funcționeze în condițiile legii. Ne întoarcem iarăși la lege. Lege și fără de lege. Legea măsoară inclusiv competențele. Corect. Stimați respectatori, încet, dar sigur ne-am apropiat și de finele acestei emisiuni. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Și aș mai vrea să am un ultim cuvânt. Imediat, mulțumesc colegilor, îi mulțumesc și invitatului din această seară, căruia îi dăm un ultim cuvânt. Eu vreau să profit de ocazie și dacă tot am vorbit mai mult de zile de sărbătoare, să mi îndrept atenția către cei care și-au serbat astăzi, care și-au serbat ieri ziua numelui. Le doresc din tot sufletul tot binele din lume, să le dea Dumnezeu sănătate, energie și multă putere de muncă și tot timpul să fie alături de cei dragi și să bucure în continuare de viață. Da, deci la mulți ani Maria, la mulți ani Ana, la mulți ani Ioachim și toți cei care aveți nume derivate din numele acestor mari sfinți ai Ortodoxiei. Nu schimbați programul pentru că în curând la emisiunea Extemporal cu Alex Nechita veți vedea o emisiune foarte interesantă care va conține și, știu eu, ca temă, ca abordare, ca subiect, ideea de gândul, spiritul, cultura la răscruce cu doi artiști cunoscuți și apreciați din Neamț, Roxana Pricop și Ciprian Istrate. Sunt Daniel Vinca, vă spun la revedere, dar nu uitați, rămâneți pe TLM, urmează Extemporal cu Alex Nechita. Numai bine!